În toate cele 5 județe ale Olteniei, fiscul a indisponibilizat 10 de milioane de lei. Popririle din iulie au fost cu câteva mii de lei mai mult decât în alte luni. Banii încasați de stat de la datornici prin blocarea conturilor deținute la bănci au reprezentat aproximativ 46% din totalul sumelor încasate din executări silite. Pe toată regiunea Oltenia, fiscul a încasat 42 de milioane de lei. Datornicii trebuie să știe că nu vor scăpa de sechestrele pe bunuri dacă sumele din conturi sunt mai mici decât datoriile pe care le au. În luna iulie am avut încasări record la nivelul regiunii Oltenia. Am realizat un nivel al încasărilor de 506 milioane lei, cu 8% mai mare decât luna iulie a anului precedent.